Social Democrat face implozie scandalurile din partid, se țin lanț. Recent, un prim mare baron al PSD l-a trădat pe Victor Ponta. Radu Mazăre, primarul Constanței, l-a trimis pe fratele său, senatorul Alexandru Mazăre, să se alăture echipei de trădători conduse de Mircea Gioană. Al doilea fief al PSD care fierbe este Buzăul. Aici Ponta a trebuit să facă un compromis major. Șeful organizației PSD este primarul Buzăului, Constantin Boșcodeală, care este însă condamnat la 5 ani de închisoare într-un dosar de corupție. Boșcodeală este unul dintre cei mai vechi și discreți baroni ai partidului. În mod normal, după ce Ponta a anunțat că dorește să facă reformă în PSD și să scape de toți penalii, el trebuia să-l schimbe de la conducerea organizației pe Boșcodeală cel penal. Însă Boșcodeală a rămas pe funcție. Asupra lui Ponta se exercită o presiune imensă din partea baronilor, care vor să-l țină prizonier la Palatul Victoria, în timp ce aceștia își continuă hoțiile de zi cu zi. În aceste zile, baronii PSD, cu toată frica pe care o au față de DNA, fură pe rupte pentru că nu mai știu cât vor sta la guvernare. Ponta nu poate reforma PSD deoarece baronii îl șantajează. Ei vor să rămână în funcții, să manevreze bugetele și apoi Dumnezeu cu mila. Scandalul de la PSD Buzău mai arată și fața urâtă a politicii românești, în care șantajele și hoția se împletesc zi de zi. După ce baronul Boșcodeală a fost condamnat la pușcărie într-un dosar pe care îl vom prezenta imediat, acesta a vrut să lase moștenire organizația PSD unui deputat fidel, un anume Marcel Ciolacu. În politică, la fel ca în mafie, baronii își lasă organizațiile moștenire celui mai fidel locotenent, care să aibă apoi grijă de familie. Acest deputat Ciolacu a crescut în umbra baronului Boșcodeală în funcția de viceprimar al Buzăului. Însă, la fel ca în filmele cu mafioți, o altă echipă din interiorul organizației PSD Buzău vrea să ia puterea în detrimentul baronului Boșcodeală și a lui Ciolacu. Echipa de opoziție este formată din familia influentului senator PSD Victor Mocanu, celălalt baron PSD al județului. Mocanu senior a fost președintele Consiliului Județean Buzău și este și el trimis în judecată într-un dosar de corupție. Mocanu senior, alături de fiul său Adrian Mocanu, deputat PSD, și de Marian Ghiveciu, alt deputat PSD de Buzău, vor să preia în forță organizația partidului. Mizele acestui război din organizația județeană sunt banii și funcțiile de primar al Buzăului și de șef al Consiliului Județean, care înseamnă influență politică și voturi, deci tot banii. În acest moment, la Buzău, șeful județului Cristin Elbâgiu a fost arestat pentru șpagă, iar primarul Boșcodeală, cum vă spuneam, condamnat la închisoare. Deci cele două funcții importante din județ se vor elibera în curând. Cine pune mâna pe funcții controlează încă 4 ani Buzăul. Gruparea senatorului Mocanu l-a amenințat, adică l-a șantajat pe Victor Ponta, că va pleca din PSD dacă nu le va ceda puterea la Buzău. Așadar, Ponta a mai pierdut încă 3 parlamentari, pe lângă mulți alții care se gândesc să voteze moțiunea de cenzură și să dărâme guvernul. Marea problemă de la Buzău, la fel ca în toate județele din țară și în mod special la nivel central, este că toate partidele și cam toți liderii importanți sunt compromiși. Dacă îl schimbe baronul penal Boșcodeală, în locul lui va veni baronul Mocanu, penal și el, și tot așa la nesfârșit, ca într-un cerc vicios. România parcă este blestemată să se învârtă în jurul cozii și să nu se poată elibera de dictatura baronilor. Miza acestor băieți din politică, așa cum vă repet de fiecare dată, sunt banii, puterea și imaginea. De exemplu, primarul Boșcodeală cel mai probabil va merge la pușcărie pentru că a sponsorizat în mod nelegal echipa de fotbal Gorea Buzău cu peste 500.000 de euro. Evident, Boșcodeală a finanțat echipa de fotbal pentru a fi popular și a primi voturile buzoienilor. Timp de numai puțin de 20 de ani, de când este primar, i-a mers combinația. Acum și-a încheiat definitiv și el cariera politică.